Zeci de tineri din întreaga țară s-au înscris la cea de-a 11-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare Vocală a Cântecului Popular Românesc Drăgan Muntean. Competiția, la care iau parte tineri talentați, este organizată de Consiliul Județean Hunedoara și Centrul de Cultură și Art al Județului Hunedoara și se va desfășura joi la Teatrul de Artă din Deva, iar gala laureaților va avea loc vineri, 19 aprilie. În ambele zile de concurs, toate locurile din sală au fost ocupate de către cei care iubesc cântecul popular românesc. Interesul tinerilor pentru Festivalul Național de Interpretare Vocală a Cântecului Popular Românesc Drăgan Muntean este tot mai ridicat de la un an la altul. Competiția cuprinde două etape, preselecția soliștilor și concursul propriu-zis. Sunt înscriși în preselecție 47 de concurenți din aproape toate zonele țării, 47 de concurenți care vor intra în preselecție. Juriul, prezent deja la Deva, va hotărâ câți din cei 47 înscriși vor intra în concurs în seara de joi, seara de concurs. Apoi, dintre cei care sunt înscriși în concurs, sunt 7 premii, deci în laureaților vor intra doar 7 concurenți, gala laureaților având loc vineri, 19 aprilie, începând cu ora 17:30 la Teatrul de Artă din Deva. Președintele juriului este cunoscuta realizatoare de emisiuni folclorice, Elise Stan, care este și etnomuzicolog. Întreg juriul fiind compus din personalități marcante, specialiști în domeniul etnografiei și folclorului muzical. Pe scena Teatrului de Artă Deva vor urca, pe lângă tinerii participanți la competiție, și artiști consacrați ai muzicii populare. Joi vor susține recitaluri Niculina Stoican și Ovidiu Homorodean, iar vineri vor încânta cu vocile lor Liliana Laichici, Cornel Borza, Elena Evsei, dar și laureata galei precedente Delia Gandore.